Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru vineri, 26 martie. Hai să vedem ce cărți o să iasă pentru această zi, în care avem un eveniment astrologic foarte frumos, conjuncția dintre Soare și Venus în Berbec. Hai să vedem pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Avem niște cărți interesante pentru această zi. În primul rând, pe partea de dragoste avem Nouăle de monede. Aceasta este o carte de prosperitate, de independență și de confort. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, astăzi, cu energia acestei cărți și sub conjuncția dintre Soare și Venus în Berbec, este momentul ideal să vă uitați atent la relația voastră, să vă dați seama de cât de multe lucruri ați reușit să obțineți împreună cu partenerul sau partenera voastră, atât lucruri materiale, fizice, obiecte pe care le dețineți împreună, proprietăți pe care le dețineți împreună, cât și la nivel spiritual, emoțional. Uitați-vă atent la cât de frumoasă este relația, viața pe care ați construit-o împreună cu această persoană și oferiți-vă un moment de încurajare, de recunoștință pentru tot acest efort. Astăzi este momentul ideal să planificați o cină romantică alături de partenerul sau partenera voastră. Chiar dacă nu puteți să ieșiți la un restaurant, să mergeți undeva în oraș, chiar dacă nu puteți să planificați ceva foarte romantic, asta nu e nicio scuză, tot puteți să faceți ceva frumos la voi în casă, să vă îmbrăcați, să vă aranjați, să vă machiați, să vă parfumați și să planificați câteva ore mai romantice, mai ieșite din comun alături de partenerul sau partenera voastră. Chiar dacă restaurantele sunt închise, tot puteți să comandați mâncare acasă, să deschideți o sticlă de vin sau de șampanie și să aveți o noapte așa mai luxoasă, o seară mai de răsfăț. Nu trebuie să fie neapărat o ocazie specială ca să faceți aceste lucruri, faceți-le doar de dragul de a le face. Pentru cei care sunteți singuri, Nouăle de monede vă încurajează să vă ridicați standardele. Atunci când vă căutați partenerul sau partenera ideală, nu acceptați oameni care sunt sub standardele voastre. Fie că acestea sunt standarde materiale, intelectuale, emoționale, de preferință ar fi să fie toate trei. Și atunci când vă impuneți aceste standarde, fiți foarte atenți, pentru că aici Nouăle de monede mi-arată că voi sunteți niște persoane care au muncit foarte mult pentru a obține ceea ce au la momentul actual, fie că e vorba de lucrurile materiale pe care le dețineți, de intelectul vostru, de studiile pe care le-ați făcut, de creșterea voastră emoțională, interioară, spirituală, și este foarte important pentru dezvoltarea voastră de aici înainte să vă asigurați că și viitorul vostru partener sau parteneră pornește cel puțin de pe același nivel ca și voi. Iar dacă persoana cu care vă gândiți să începeți o relație nu este chiar pe același nivel cu voi, este foarte important ca această persoană să fie dispusă să crească și să evolueze, să nu vă țină pe loc, să nu vă țină în spate. Pe partea de sănătate avem aici Doiul de săbii, o carte de blocaje. Trebuie să faceți niște alegeri grele, pe care trebuie să le faceți de unii singuri. Nu vă puteți baza pe cei din jurul vostru să ia aceste decizii pentru voi. Aici cu Doiul de săbii trebuie să analizați la rece situația, să vă uitați la lista voastră de pro și contra, pentru că aici Doiul de săbii îmi spune că aveți deja niște posibile soluții pentru problema voastră de sănătate, dar niciuna nu este soluția ideală. Și de aceea aveți această greutate, această dificultate în a lua decizia corectă pentru voi. Doiul de săbii aici este important să calculați lucrurile la rece, să nu fiți impulsivi, dar în același timp este foarte important să nu lungiți foarte mult luarea unei decizii, pentru că aici cu cât amânați mai mult luarea unei decizii și începerea unui tratament, cu atât lucrurile o să devină mai dificile, mai complicate. Și am impresia că voi știți deja care este traiectoria corectă pentru voi, doar că ezitați să faceți pasul decisiv, să mergeți mai departe, să începeți odată tratamentul, pentru că Pastila nu este cel mai ușor de înghițit, nu va fi un tratament foarte ușor de aplicat, va trebui să vă schimbați stilul de viață, va trebui să faceți aici foarte multe ajustări în rutina voastră zilnică și lucrurile astea cumva vă țin pe loc. Dar recomandarea de la doiul de săbii este să aveți curaj și să faceți pasul necesar. Și aici cu doiul de săbii un alt mesaj este că nu trebuie să mergeți pe această cale singuri. Da, e important ca voi, de unii singuri, să luați decizia, hotărârea asupra direcției în care trebuie să mergeți de acum înainte, dar asta nu înseamnă că nu vă puteți baza pe ajutorul oamenilor din jurul vostru, nu, dimpotrivă. Cereți ajutor de la familie, de la prieteni, pentru că aceștia sunt de partea voastră și o să vă susțină. Chiar dacă ei nu pot să ia decizia în locul vostru, ei pot să fie acolo și să vă ajute cu orice aveți nevoie, așa că nu ezitați aici să apelați la rude sau la prieteni pentru susținere morală, pentru ajutor cu orice poate să fie de partea voastră. Pe partea de bani, carieră, situație financiară avem 8-ul de cupe, o carte foarte interesantă care ne arată că e momentul să vă detașați de ceva, e momentul să lăsați ceva în urmă pentru că vă așteaptă niște proiecte, niște parteneriate, niște afaceri care o să vă aducă mult mai multă prosperitate decât ce aveți la momentul actual. Nu mai aveți unde să creșteți mai departe la actualul loc de muncă, în actuala voastră carieră sau cu actualii parteneri de afaceri și este momentul să treceți mai departe, este momentul să începeți ceva nou. Aici ați umplut deja aceste 8 cupe și nu mai aveți altele de umplut. Dacă vreți să țintiți mai sus, vreți să aveți un salariu mai mare, vreți să aveți o reputație mai bună, să fiți mai apreciați, mai recunoscuți în public, va trebui să schimbați jobul sau poate chiar să schimbați cu totul domeniul de activitate. N-aveți cum să mai ajungeți la următorul nivel pe traiectoria pe care sunteți acum și voi știți lucrul ăsta, îl simțiți, eu doar aici vin și vă dau confirmarea că într-adevăr așa este și e momentul să mergeți mai departe. Fiți foarte atenți în jurul vostru pentru că universul vă dă deja aceste semne cu posibilitățile voastre de viitor. Acesta nu este un sfârșit în care ajungeți la capăt de drum, ci este o răscruce din care puteți să o luați pe mai multe drumuri și aici universul, divinitatea o să vă arate care este drumul ideal pentru voi, pentru traiectoria voastră de viață. Trebuie doar să vă ascultați intuiția și să fiți atenți la aceste semne pe care divinitatea vi le transmite. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj suplimentar pentru această zi. Până când amestec eu aceste cărți, vreau să vă readuc aminte de etalările de tipul Alege o carte, care le-am pregătit pentru voi. Le găsiți pe canalul meu de YouTube, în acest playlist. Mie îmi plac foarte mult acest gen de etalări, sunt universale, general valabile, puteți să reveniți la ele ori de câte ori aveți întrebări similare și prin faptul că intuiția voastră o să vă ghideze către o altă carte, către un alt set de cărți, o să primiți mesajul pe care trebuie să-l auziți la momentul respectiv. Și acum hai să vedem, pentru această zi au vrut să sară două mesaje suplimentare pentru voi. Primul este că fiecare persoană face parte dintr-un întreg armonios. Aleg să cred că fiecare poate fi oricând de folos. Prin urmare, ori încotro mă îndrept în viață, oamenii sunt acolo ca să mă ajute. Și al doilea mesaj este următorul. Mintea mea este un instrument eficient de vindecare. Orice boală conține o lecție pe care trebuie să o învăț. Acest mesaj a mai ieșit, cred că chiar săptămâna trecută. Niște mesaje foarte frumoase care vin să vă completeze această etalare. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!